Această emisiune vă este oferită de Vădan SRL. Episodul 2 din ceea ce am numit noi aseară cronologia distrugerii economiei românești, cronologia trecerii industriei grele, mândria comunismului cândva la fier vechi. Suntem la episodul 2, vorbim în această seară despre una dintre cele mai mari întreprinderi din județul Dâmbovița și, în mod cert, una dintre cele mai mari din România în ceea ce privește producția de utilaj petrolier și pentru foraj și pentru extracție. UPET Târgoviște este întreprinderea de care ne ocupăm, cea care avea la un moment dat vreo 12.000 de salariați. E bine, cu membrii de familie putem să ne gândim la UPET ca hrănind aproape jumătate de, aproape 50.000 de locuitori, ceea ce este fabulos. Reprezintă 10% din populația actuală a județului Dâmbovița. Ca așa seara în studioul MDI TV, invitat este Sorin Popescu, jurnalist. Bună seara, domnule Sorin Popescu. Bună seara. Și în seara aceasta vom sta de vorbă și cu alți colegi de braslă, alți jurnaliști, ca să ne spună din experiența lor și din ceea ce au observat și au scris și au vorbit de-a lungul timpurilor despre UPET. Deocamdată începem, doamnelor și domnilor, cu începutul, ca să zic așa. Este un foarte scurt filmuleț care prezintă jumătate de ecran cam cum arată acum UPET, câteva imagini sugestive, și în cealaltă jumătate de ecran veți vedea un filmuleț de prezentare de la lansarea unei noi instalații făcute la UPET în anii din urmă, deci după 1990. Nu e vorba de un filmuleț mai vechi de atât. Haideți să-l vedeți și priviți așa, cam într-o balanță. Puneți deoparte imaginile acelea ușor festiviste de la lansarea unei noi instalații și cam cum arată UPET, da, după 100 și ceva de ani, 150 de ani, 140 de ani, 144, dacă fac eu calcule bine, în 1872 de existență. Filmulețul mai întâi și revenim. Stânga dumneavoastră, cum priviți spre televizor, sunt imagini distrugerii de la UPET, imagini cât se poate de actuale. În dreapta sunt imagini de la din filmul de prezentare a unei instalații, realizat filmul chiar de UPET, de companie. Iată cam cum arată, în stânga vedeți cum arată UPET-ul. Da? Sunt multe materiale de presă care au ca țintă și ca subiect ceea ce s-a întâmplat la Târgoviște, UPET Târgoviște. Sunt materiale cu titluri și cu abordări extrem de dure față de cei care au făcut posibilă o asemenea nenorocire. O țeapă rusească cu sprijinul autorităților românești este unul dintre titlurile care mie mi s-a părut extrem de sugestiv. Așa se poate caracteriza într-adevăr privatizarea de la UPET, o țeapă rusească cu sprijinul autorităților românești. Privatizarea din 2001, da? La una dintre cele mai mari fabrici de utilaj petrolier din România, doar întâi mai din Ploiești era mai mare de atât, domnul Sorin Popescu, nu? Și era mai specializată, făcea și platforme marine și multe altele acolo, din câte îmi amintesc eu. Le-am putea numi întreprinderi surori pentru că structura lor de producție, structura lor industrială era relativ asemănătoare. UPET-ul făcea mai multe instalații, să zic, mai mici și de foraj în cariere, cele care dădeau găuri în peretele muntelui, băgau explozibil și detonau carierele de calcar. Instalații până la, era la un moment dat la 80 de tone forță. Unul mai Ploiești începea de la 200 de tone de forță la cârlig. Mult mai mari, dar ca structură de producție asemănătoare. Cam asta ar fi diferențele. În rest, producea utilaj petrolier, nu doar pentru România. Mă aminte că existau în perioada înainte de 89 relații cu 35 de state de pe toate continentele în domeniul utilajului petrolier, pentru că ăsta era... Inclusiv, deci, sau mai ales cu țările exportatoare de petrol din, Asia, da. din Orientul Mijlociu, din Africa, de peste tot. Cu mari producători de țiței din lume, cei care aveau țiței, pentru că UPET-ul, spre deosebire de 1 mai, mai avea altceva în plus, ceea ce legăturile astea de la prăjinile de foraj, racordurile speciale.
UPET-ul fabrica și racorduri speciale de la cele mai mititele, așa cum să zic, cam cât palma unui om lungime, până la cele pe care aproape nu putea să iei unul în brațe. Tijile astea cu care se fura la mare adâncime se filetau în aceste racorduri, una în alta, una în alta, până la adâncime. Din 1951 a început UPET să facă acele racorduri speciale, adică explicabil de ce după 1974, când a luat avânt exportul de la UPET, era atât de căutată marfa produsă aici. E bine, domnilor și domnilor, noi încercăm ca așa seară o abordare din perspectivă socială și impactul social al distrugerii acestei bijuterii a coroanei, industriei pentru utilajele de foraj extractive din România. A fost distrusă cu bună știință ca și multe altele. Unii probabil că au fost tare fericiți sau au fost cointeresați. Eu nu îndrăznesc să arăt cu degetul să spun că X și Y au făcut treaba asta, dar va veni momentul să discutăm și despre momentele tulburi de la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, atunci când a fost privatizată și când s-a pus practic cruce acestei întreprinderi. Vom vedea și o scurtă cronologie, o trecere în revista principalelor jaloane de pe traseul acestei întreprinderi, de la anul înființării 1872 până la anul privatizării, ba chiar după privatizare, spre 2006, 2007, 2008. Vom avea și intervenții, spuneam, pe această temă, comentarii, pentru că în așa este foarte important să ne facem o imagine de ansamblu, să vedem cum a fost cu putință ca acest adevărat colos, cu picioare cât se poate de solide, ancorate în piață, cu comenzi de nu făcea față la un moment dat, a ajuns să dispară, practic. Pentru că acum mai are vreo 80 de angajați, dacă eu mai avea și pe aia, din 12.000. E o performanță, așa? Bun. Mai întâi, repet un scurt istoric, cu ajutorul colegilor din regia de emisie, vom vedea acest istoric al UPET, prima parte, o să avem imediat pe ecran. Începem cu anul, evident, cu anul înființării. Este anul 1872, an în care la Târgoviște ia ființă arsenalul din Târgoviște, da? Care fabrica în principal tunuri și afete pentru tunuri. Aceasta era, practic, rațiunea de a fi acestui arsenal. În 1945 sărim peste etapele intermediare, sărim peste perioada ocupației germane în primul război mondial. Nu ne interesează foarte mult pentru că producția era pentru nemți, mă rog, a revenit la România după război. În 1945, adică imediat după al doilea război mondial, sub presiunea rușilor, știți, naționalizări și așa mai departe, arsenalul armatei se transformă în atelierele CFR, întreprindere constructoare de mașini și utilaje. În 1949, profilul fabricii se schimbă radical prin diversificarea producției, da? La UPET, și pe ecranul pentru telespectatori, vă rog. La UPET se fabrică, începând cu acel an, macarale, geamblacuri, instalații pentru prospectarea geologică, instalații pentru forajul găurilor pentru exploziv în cariere și la lucrări de decopertare. Să trecem la partea a doua a acestui istoric. Să continuăm după 1949, este foarte important, 1950, UPET se extinde prin construcția de noi hale, printre care turnătoria de oțel, forja uzinală, hala mecanică generală și montajul. În 51 se mai înregistrează o premieră, turnarea primei șarje de oțel elaborat în cuptor electric cu arc. De asemenea, este asimilată fabricarea de racorduri speciale pentru prăjini de foraj, domnule Sorin Popescu, tot vorbeați despre această minunăție tehnologică care diferenția UPET-ul de alte întreprinderi de profil. În 1958 a fost realizată prima instalație de intervenție, reparație și punere în funcțiune a sondelor P-40. Erau niște premiere spectaculoase pentru vremurile acelea. După cum în 1960, când se asimilează instalația T-50B, produs de vârf al fabricației de utilaj complex în perioada respectivă, deja UPET-ul intra în clubul select al fabricanților de astfel de utilaje din lumea întreagă. Partea a treia, și continuăm cu anul 1973, da? La 100 de ani, 101 ani de la înființarea arsenalului armatei, Nicolae Ceaușescu venea la Târgoviște pentru a dezveli o placă comemorativă. Cu acel prilej a dat un nou imbold producției de aici, da? Și a sprijinit cu finanțare guvernamentală UPET-ul. În 74, e un lucru foarte important, în 1974, în urmă cu 42 de ani, datele economice arătau că UPET deținea 30% din exportul producției industriale a județului. Deci la UPET se producea 30% din ceea ce se exporta ca și producție industrială. Asta în 1974. Produsele UPET au ajuns în perioada aceea, după 1974, mai ales 73-74, cum vorbim noi mai acum,
în toate colțurile lumii. Nu cred că era țărișoară care să fi prospectat sau să fi exploatat țiței și care să nu fi avut utilaje de la UPET. Nu cred că era vreo țară, nu mai vorbesc de forțele țări comuniste sau cele care erau în sfera de influență a Uniunii Sovietice, inclusiv din Orientul Mijlociu, pentru că acolo găseai la fiecare utilaj occidental trei românești. Bun, în 1990, și ăsta este începutul sfârșitului, dacă vreți, prin hotărârea de guvern numărul 1224, întreprinderea devine Societatea Comercială UPET-SA. După 90, imediat după 1990, crește spectaculos și numărul de salariați, ajungând undeva la 12.000 și peste. Mi-a explicat cineva prin faptul că s-au ridicat niște bariere și imediat după 90 va trebui să dea de muncă chiar la toată lumea care nu avea. Oricum UPET-ul avea în jur de 10.000, chiar peste 10.000 în mod constant în ultimii ani înainte de Revoluție. Așadar, un foarte scurt istoric care se încheie în anul 1990. Domnule Sorin Popescu, ce ar mai fi demarcat din acea perioadă de înflorire a UPET-ului? Ce a însemnat pentru Târgoviște și pentru Dâmbovița? O deschidere internațională extraordinară, pentru că ceea ce ar mai trebui spus, pe lângă ceea ce s-a spus până acum, UPET-ul a construit instalații de foraj autodeplasabile pe șasiuri mari. La început noi nu am avut, deci noi am lucrat cu șasiul de la Rolls-Royce, noi am lucrat cu șasiul de la Henschel, noi am lucrat cu șasiul de la Mann și așa mai departe. Ele veneau din Germania, veneau din Suedia. Aici se erau cu 6, cu 8, cu 12 osii, niște coloși, dar important este faptul că ele erau auto propulsate, erau autotractate și, în general, puteau să ajungă oriunde era o șosea sau în Rusia, unde era teren înghețat. Ajungeau acolo, așa cum ați văzut și în imaginea asta, ele se calau, aveau niște cilindri hidraulici uriași, erau puse în picioare și se apucau și furau, extrageau, lăsau scheletul acolo și plecau, punea scheletul ăla de extracție și plecau în altă parte a țării. Printre altele, în Brazilia. S-a întâmplat un lucru ciudat în Brazilia. La 10 ani după ce au distrus fabrica, rușii au încercat să facă o mișcare, s-au dus în Brazilia și au luat pe cineva de la UPET și când au ajuns în Brazilia, au zis că vor să facă din nou contract să livreze utilaj petrolier. Și a spus, păi da, dar firma a dispărut. Nu, n-a dispărut, încercăm să o punem pe picioare și i-a zis, voi sunteți nebuni? Noi avem utilaje de ale voastre la care n-am făcut niciodată nicio reparație. Ele merg de când le-am luat și până în ziua de astăzi. De ce n-ați vrut să mai colaborați cu noi? De ce n-ați vrut să ne mai dați? Sigur că n-au putut să explice nimic și brazilienii au spus, noi a trebuit între timp să ne orientăm, luăm de la alții. Ce să facem acum? Facem un contract bun, îl facem, dar mai avem certitudinea că vă veți ține, că v-ați ținut o jumătate de secol de treabă și apoi dintr-o dată nu se știe ce s-a întâmplat cu voi. Asta a fost și Brazilia era un mare producător și este un mare producător de țiței. Asta așa ca o paranteză. Nenorocirile au venit după 90 și nenorocirile au venit în general, să știți, de la oamenii de sus. Nu, s-a întâmplat, poate a zice și o nenorocire, în anul ăla a ieșit la pensie cel care se numea Constantin Tsitseklis, cel care foarte mulți ani a fost directorul UPET-ului și care a fost, din punctul meu, și nu întrebați pe oricine, a fost o persoană legendară. El, așa, judecând lucrurile, aș putea zice că era un supra-om sau un super-om. De o politețe incredibilă. Era un atât de bine, cum să spun, ți-era rușine să treci prin fața lui, nu știu, parcă ți-era rușine să dai atâta bunăvoință și ca specialist, e greu. Că mai aud câteodată că ce? Că socialismul n-a fost, n-a avut oameni, că socialismul n-a avut specialiști. Sigur, eu ascult și toată lumea are dreptul la opinie, dar mie să nu-mi spună oricine de la marginea drumului, orice i-a băgat cineva în cap. Oameni, așa cum a fost Constantin Tsitseklis, așa cum, uite, o legendă, a dispărut, dar a mai rămas domnul Bandia Oprea, fostul director tehnic. Uite, invitați-l odată să vedeți ce spune domnul Bandia Oprea despre ceea ce s-a întâmplat în perioada după 90. O să vă îngroziți cum a venit partidele fiecare cu proștii lor să-i pună la conducere. Și la un moment dat domnul Bandia
m-a zis, domnule, uite care, bă, văd că vreți să puneți, eu plec. Bă, a trecut omul la pensie și a lăsat, dar era un om de o probitate profesională. Domnule, nu putea să ajungă în un pet director tehnic oricine, pentru că astăzi trebuie să-i explici că în aceste structuri productive din industrie, cel care e director tehnic este o super capacitate tehnologică. Directorii general nu erau puși și pe criterii de neapărat de recomandare de la birou organizației de bază. Intervenise profesionalismul, numai, dar vreau să spun următorul lucru, câte produse noi s-au asimilat în UPET și apoi ceea ce s-a făcut pentru Cernavodă și ceea ce s-a făcut pentru fabrica de apă grea, toate au trecut pe mâinile domnului Bandia Oprea și unii spun că era un om cam dur, că era, domne, tehnologia nu admite glume, tehnologia nu admite proști. Ca să ne înțelegem, da, în câteva cuvinte. Era un om de probitate profesională uluitoare. Nu putea să treacă, pentru că sub domnul Bandia erau șefii de secții, mă rog, și inginerii șefi. Erau oameni care puneau în practică, domnule, acolo nu te jucai. Erau cote, erau produse. Păi am făcut produse pe care le făceau decât japonezii. Ca să robinetul cu ac. Că la un moment dat s-a întâmplat și asta, că Ceaușescu a zis, avem fabrici, avem ingineri, nu mai importăm robinete cu ac, nu mai importăm supape de siguranță, nu mai importăm. Și în general, miniștrii și primul ministru, când era vorba de asemenea produse, nu găsea pe nimeni capabil să le facă. Le împingea la UPET și UPET-ul le făcea. Da, acum, ca o completare, cunosc personal destul de mulți foști manageri și foști specialiști din perioada aceea. Am și vârsta care îmi permite să vorbesc cu cunoștință de cauză despre acele vremuri. Oamenii din acea perioadă trebuie apreciați cu atât mai mult cu cât ei erau obligați să dea măsura în profesionalismului și priceperilor într-o economie care începuse să sufere tocmai din lipsa, din pricina lipsei de importuri și de modernizări continue. Pentru că degeaba erau niște utilaje foarte performante din America, Japonia, de nu știu unde, dacă nu cumperi și piese pentru ele atunci când se stic. Ei, oamenii ăștia trebuia să descurce cumva în condițiile alea, în niște limite absurde, economie centralizată, care nu era cel mai fericit sistem economic din lume, cu atât mai mult trebuie apreciați. Deci nu trebuie blamați. Vai că de ce mergeau întreprinderile prost. Nu. Ei, au venit deștepții ăștia, lipitorii de afișe ai partidelor, ai tuturor partidelor, care trebuia să fie recompensați cumva pentru că au sprijinit partidul, da? Cât un gălăgios de la care era un nichipercea prin vreun birou, se ducea la partidul care părea că vine la putere, sau la partidul care era mai tot timpul la putere, dădea din coate, se agita și ajungea director și distrugea la ordin întreprinderea respectivă, pentru ca un rechin cu bani să o cumpere pe nimic și să o dezmembreze, să o vândă la fier vechi. Ei, cu Petru s-a întâmplat în felul următor. Vă amintiți, domnule Sorin Popescu, erați în presă, era de foarte mulți ani când s-a întâmplat asta, la începutul anilor 2000, sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, se punea foarte acut problema privatizării acestui UPET, pentru că era ceva ce nu mergea. Statul nu mai reușea să administreze, nu că nu erau oamenii buni. Statul era un foarte prost administrator și trebuie să recunoaștem că asta este în acest moment realitatea. Și atunci, asta era și atunci. Depinde cum și cu cine privatizezi. S-a pus problema la un moment dat să preia Petromul, care atunci încă era companie de stat, una dintre cele mai mari companii de profil de stat din toată Europa, da? Să preia, să plătească vreo 300 de miliarde, dacă mi-am amintesc, la valoarea de atunci, de lei pentru UPET, și toți s-au scandalizat. Cum să vindem UPET-ul cu 300 de miliarde, chiar dacă îl vindea tot unei companii de stat? Guvernul n-a vrut să accepte această tranzacție pentru că a dorit ca Petrom să plătească toate datoriile istorice ale UPET-ului. Și pe ăștia au zis, mă, fraților, noi suntem tot ai voștri, tot de stat. Cum adică? Voi vă mutați banii într-un buzunar în altul și ne puneți pe noi pe butuci. Ce facem? Noi încercăm să ajutăm UPET-ul, să ne ajutăm și pe noi, nu să falimentăm și noi pe lângă UPET. N-au fost de acord. A mai fost și o manipulare grosolană cu ajutorul liderilor de sindicat. Unii de bună credință s-au lăsat manipulați, alții nu știu ce jocuri au făcut, care ieșeau cu anumiți lideri politici în campanii electorale pe stradă și atâțau lumea să iasă pe stradă și să se opună tuturor măsurilor de restructurare. Bun, nu l-au vândut înainte de 2000 cu 300 de miliarde combinatului Petromului, l-au vândut după alegerile din 2000 cu 100 de miliarde unor ruznaci. Privatizarea s-a făcut în 2001, la începutul anului 2001, cumpărătorul fiind concernul rus Uralmaș OMZ, da? Directorul economic al acestei societăți, domnilor și domnilor, era un fost atașat economic al Federației Ruse pe lângă ambasada Rusiei din România. Ca să vedeți cum sunt lucrurile legate, da?
Acel individ avea relații foarte strânse cu Dan Ioan Popescu, ministrul industriilor, care personal l-a însoțit pe primul ministru Mihail Casianov al Federației Ruse în România în 2003, când a venit la Târgoviște și la UPET și la Combinatul de Oțeluri Speciale. Uite, așa erau. Încrengăturile astea de nu le mai știai, da? Bun. Asta e una. După privatizare, UPET-ul a fost oaia neagră și a târât România niște scandaluri colosale, pentru că la un moment dat a apărut chiar pe lista ONU în care erau nominalizate firmele din țările așa zis libere care încălcau embargoul impus Irakului lui Saddam Hussein. Adică afaceri, mișmașuri care ocoleau embargoul în acel program petrol contra hrană, dacă vă amintiți, da? Deci ajunsese UPET-ul să fie pe lista companiilor negre din lumea asta care încalcă embargoul și tărau România într-un astfel de scandal, da? Eu zic să ne pregătim și de o intervenție telefonică. O să sunăm pe Crina Zanfirescu, directorul Gazeta Dâmboviței. Da, haideți să prezentăm și o scurtă cronologie a demolării UPET, care ne ajută să înțelegem proporțiile jafului în cazul privatizării fostului Arsenal. Așadar, cronologia distrugerii UPET, să începem cu începutul, respectiv cu primul material, da? Cronologia distrugerii, asta este primul material. Vedeți, doamnelor și domnilor, după privatizare, 9-2-2004, Registrul Comerțului Dâmbovița emite certificatul de înregistrare al SC OMZ Nemo România SRL Târgoviște, având un capital social de 500 de lei, asociat unic fiind SC UPET SA Târgoviște. Așadar, UPET-ul își mai cumpărată de ruși, firma cumpărată de ruși, mai face o firmă la care acest UPET, da, cumpărat deja de firma rusească, este unic acționar. Activitatea principală este fabricarea de articole de robinetărie, puternicit fiind Ene Constantin, iar președinte al Consiliului de Administrație, Dinu Marian Gheorghe, numit în 11.05.2004 și administrator. La 1.06.2004, deci după jumătate, după 4 luni doar, SC UPET SA Târgoviște Asociat Unic închiriază spații către OMZ Nemo România SRL Târgoviște. Cum ar fi? Eu îmi închiriez mie. Eu așa văd lucrurile. Deci, UPET SA, care era proprietarul acestui buric al târgului în Târgoviște, închiriază unei firme la care UPET SA era unic acționar niște spații. Asta este o nebunie, nu vi se pare? Da, citim mai departe. 6 luni mai târziu, la 5 ianuarie 2005, SC OMZ Nemo România SRL Târgoviște își majorează capitalul de la, social de la 500 de lei la 1.454.282 de lei și 9 bani, contravaloarea a 519 echipamente evaluate de o firmă clujeană, SC Darin Rom Suis SRL. Astfel, capitalul social se împarte în 145.428 de acțiuni, fiecare în valoare de 10 lei. O altă manevră care va duce unde? Aflăm imediat. Partea a treia a acestei cronologii, la 12 ianuarie 2005, adică doar o săptămână mai târziu după ce OMZ își majorează capitalul, Dinu Marian Gheorghe este înlocuit cu Tatarovski Igor, cetățean rus, domiciliat în Moscova, dacă vă interesează, și pe strada Aivazovski, da? În Federația Rusă. În puternicit rămâne tot acel domn care apărea ceva mai devreme, Ene Constantin. La 27.05.2005, capitalul social este din nou majorat la 1.454.282,9 lei, da? De la această valoare, mă iertați, până la 7.274.282 de lei și 9 bani, prin aportul în natură, da? Și terenul asociatului unic SC UPET SA. Adică firma își majorează capitalul cu ceva ce aparținea de fapt SC UPET. Această SC UPET OMZ, la care UPET era acționar unic, își majorează capitalul cu un teren care aparținea de fapt UPET-ului, acționarului, nu firmei. E o nebunie, da? Acest aport în natură, compus din 1904 metri pătrați și construcții, magazie 327 de metri și hala armături 14.881 de metri pătrați. Evaluarea terenului și a construcțiilor a fost făcută de aceeași firmă din Cluj. Da? Capitalul este împărțit în 727.428 de părți sociale, a câte 10 lei, aparținând asociatului unic SC UPET SA Târgoviște. Acum, eu nu pot mă pricep foarte mult la chestia asta, dar vreau să știu oare UPET-ul cum figura în acel moment. Că era, ca societate de sine stătătoare, proprietar al unui teren, cu care firma la care UPET era unic acționar și-a majorat capitalul.
Deci Upet era de două ori stăpân pe bucata aia, odată direct și odată prin faptul că era acționar la o firmă care îl deținea, adică avea de două ori același teren. Figura cu de două ori același teren. O nebunie întreagă, nu vă gândiți prea mult pentru că o să aveți nevoie de aspirină. Mergem mai departe. În 9-6-2005, societatea SCOMZ Nemo România SRL Târgoviște își schimbă denumirea în Nemo Upet SRL. Da? Și mai avem încă un episod acum, al treilea. Două mai avem chiar. 19-7-2005, asociatul unic SCU PTSA Târgoviște se retrage, da, din acest Nemo UPET. UPET SRL se retrage, era asociat unic. 50% dintre acțiuni ajung la Burgess Global Incorporated, cu sediul în insulele Virgine ale Marii Britanii, reprezentată legal prin directorul Dexter Baldwin, da, împuternicit fiind, ați ghicit, domnul Ene Constantin, care era împuternicit și la UPET și la acest Nemo UPET BSA și așa mai departe, SRL și așa mai departe. Restul de 50% ajung la Trimac Consulting Limited, cu sediul în Belize, al cărui împuternicit este Ene Constantin. Nu-l cunosc pe domnul ăsta, sub cuvânt de onoare, că habar n-am cine este și nici nu mă interesează persoana domniei sale. Eu vă prezint doar niște date. Și dacă lucrurile vi se par noastră în regulă, nu suntem nici judecători, nici procurori, noi pur și simplu judecăm. Că de-aia ne-a înzestrat mama sau tata natură și îl de sus cu ceva glagore, cum spunea bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească. Bun. În 20.09.2005, Trimac Consulting LTD concesionează la numai două luni de la preluare 49% din partea sa către Severnaya Limited, firmă înregistrată în insulele Virgine ale Marii Britanii și reprezentată legal prin Ala Mescueva, cetățean rus cu domiciliul în Șecovo, da, regiunea Moscova. Prețul cesiunii este de $143.000. Severnaya garantează că SC Nemo UPET SRL va achita către fostul asociat unic SC UPET Târgoviște datoria de $1.011.000, da? Burgess Global Incorporated cesionează la rândul său cele 50% din acțiuni tot către Severnaya LTD, valoarea cesiunii fiind de $145.000. Cele 1% din părțile sociale ale Nemo UPET, aparținând tot Trimac Consulting LTD, sunt cesionate separat la valoarea de $1.000, bine cunoscute deja Severnaya LTD. Iată cum, după un parcurs de un an și un pic, tot ce avea UPET-ul ajunge la Severnaya Limited. Un ultim carton cu această cronologie a distrugerii, și se cuvine să vorbim mai apoi și despre surse, ca să vedeți că nu sunt așa luate din cer, nu sunt găsite la coșul de gunoi. La un an și trei luni de la închirierea primului spațiu aparținând asociatului unic, ăsta este ultimul carton, da? SC UPET Târgoviște către SC Nemo UPET Târgoviște, suprafață 19.900 de metri pătrați cu totul și construcțiile aferente în plin centrul municipiului Târgoviște, ajung în mâna unei societăți cu sediul în insulele Virgine ale Marii Britanii, reprezentată legal de o doamnă din Rusia. Administratorul Ene Constantin, prezent de la început în toate afacerii, în toată afacerea, nu mai apare în niciun act oficial. Severnaya Limited a dat lovitura la Târgoviște. Cele două societăți care au concesionat acțiunile au făcut-o la un preț subevaluat, respectiv $288.000, reprezentând echivalentul la 836.000 lei. Terenul de sub SC Nemo UPET era evaluat la vremea respectivă la peste 7.200.000 lei. Cu un mărunțiș de 835.000 lei, Severnaya Limited a devenit în 2005 asociat unic la SC Nemo UPET SA Târgoviște și este proprietarul, asta este chestiunea care ar trebui să ne doară pe noi cel mai tare, unei hălci de dimensiuni colosale în fix inima Târgoviștei. Dacă vă uitați pe hartă și vedeți cum Târgoviștea s-a dezvoltat în jurul UPET-ului, Târgoviște este bullseye, cum zic americanii, ochiul de taur, da? Exact la țintă, acolo în mijlocul Târgoviștei. Cu câteva sute de mii de dolari, preț de o vilă mai cu ștaif, au câteva zeci de hectare în inima Târgoviștei. Așa se fac, face domnule Sorin Popescu, pe mine schema asta m-a depășit. Adică deja pentru un om normal, pentru un om obișnuit să gândească că undeva există niște limite legale, că există niște domni care supervizează sau măcar supraveghează toate aceste încălcări care sunt evidente de, mă rog, toate aceste afaceri care se văd, nu sunt făcute, cum să spun eu, noaptea, la colț de stradă între doi traficanți mărunți. Toate acestea
mișcări s-au făcut prin Registrul Comerțului, cu înscrisuri la Registrul Comerțului, cu anunțuri prin presă, cu articole de presă, cu interpelări în presă și nu numai. Nimeni n-a considerat necesar să sape mai adânc cum, prin manevrele astea, UPET, care trebuia să funcționeze conform contractului de privatizare cu obiectul de activitate inițial, a ajuns pe mâna unei cucoane din Rusia, o firmă rusească înregistrată în insulele Virgine, un offshore, pentru 800.000 de dolari. Domnule Manem, printre amintirile mele legate de UPET, și sigur pot să fiu nostalgic, pentru că în 1962 eu am intrat acolo în școala profesională, în 1965 am ieșit strungar, am lucrat 10 ani pe strung și am câștigat foarte mulți bani. Era perioada acordului individual și dacă voiai să muncești să iei 500 de lei pe lună, luai 500, dacă voiai să muncești să iei 5.000 de lei pe lună, luai exact cât luai inginerul șef. Nu era niciun fel de opreliște. Problema e că nenorocirea UPET-ului începe cu mult înainte de aceste manevre de privatizare și am să vă dau doar un exemplu, l-am povestit și aseară. UPET avea în două hale 4.000 de muncitori care lucrau pentru americani. Era firma Nemo, era contract făcut în socialism, erau americani, nu poți să-i acuz de nimic, era comunist, că era bolșeviști, erau americani. Era un contract făcut în dolari și UPET-ul asimilase tot ceea ce ține de sistemul de măsură american, pentru că noi suntem metrici, noi măsurăm în milimetri și submultiplii milimetrului, ei lucrează cu țolul și submultiplii țolului. Și am făcut tot ceea ce trebuie pentru a produce exact în... Era un... tot robineți, dar alte modele și alte specificații. Le-am făcut exact așa cum au vrut americanii. Au fost foarte mulțumiți și ani de zile luau de aici în cantități industriale, o linie de cale ferată, acum nu mai folosește nimeni. Săptămânal plecau vagoane întregi cu robineți la Constanța și de acolo în Statele Unite. Și la un moment dat, 91-92, deci n-a nicio treabă cu privatizarea asta, cineva, nu știu cine, era bun, Vătășescu sau cam așa, n-ai, ministru, a dat ordin acest să nu mai facă robineți pentru americani. Și nimeni n-a putut să înțeleagă nimic și nimeni n-a știut nimic decât le-a dat ăla un telex și a doua zi a venit proprietarul unui cod în America, înnebunit. Pentru că aici se produceau, vă spun, vagonabil, săptămânal, un tren, că toate zilele pleca cu robinet la Constanța și de acolo în America. Și a venit să întrebe ce se întâmplă, de ce nu mai... N-a fost nimeni în stare. Deci deja, nenorocirile României, nenorocirea UPET-ului a început de la minister. De la cei care erau atunci la putere, adică era perioada cât până în 96, cât ceea ce FSN-ul atunci cu Iliescu în frunte a condus țara. Și unde a condus, o vedem. Asta este una sau unul dintre exemplele care demonstrează că deja începuse demolarea și distrugerea din interior. Vreau să spun că eram producător de produse care... Cine făcea supape de siguranță pe glob? Statele Unite, Anglia și Germania. Și la un moment dat a făcut și România, că așa a dat Ceaușescu ordin. Nu mai importăm că avem fabrici, avem ingineri, să puneți mâna să facem. Și într-adevăr, UPET-ul a făcut o supapă, pentru că e interesant pentru cei care ne ascultă, o supapă de siguranță pentru termocentrale adusă din import era 600.000 de dolari. O supapă de siguranță făcută la UPET, în condiții garantate, pentru că apoi i-am chemat și pe nemți, am chemat și pe englezi să o atesteze și să pună ștampila pe ea că e bună. A costat 30.000 de dolari, domnule Mane. Adică de 20 de ori mai ieftină și dintr-o dată, nu vă mai spun de robineți speciali, robineți Babcock și robineți Gulde, luați din Germania, asimilați. Și sigur când te uitai la unul făcut în Germania era 20-30 de mii de Deutsche Mark, aci era 2000 de Deutsche Mark și toată lumea era interesată să cumpere. Ajunsesem undeva. Vă dați seama că eu eram prea mic ca să pot să percep aceste, prind aceste date tehnice și nu eram interesat de aceste aspecte. Numai că tata a lucrat 44 de ani în UPET. Tata, să-i dea Dumnezeu multă sănătate în continuare, a lucrat 44 de ani în UPET. Toată copilăria mea e legată de acea întreprindere, că l-așteptam pe tata de două ori pe lună când lua leafa, să mergem să-mi ia haine, să-mi ia jucării, să-mi ia ce... Deci UPET-ul ăla era pentru mine, cum să spun eu. Era așa, conul abundenței. De acolo venea tata
cu geanta plină și ținea toată casa. Mă rog, aproape toată, că bă, și mama lucra din greu în altă parte. Ei, vă dați seama că te doare cumva. Nu mai zic de tata, că săracul când vorbește de UPET, ți se rupe inima. Că, na, două vieți, două m-a petrecut acolo. 44 de ani a lucrat, din 1952-53 până prin 96. S-ar putea să încurc un an, doi acolo. O viață întreagă de om. La telefon este Crina Zanfirescu, director Gazeta Dâmboviței. Gazeta Dâmboviței, sursa principală de documentare pentru materialul din seara aceasta. Să rămână, Crina. Alo? Bună seara! Da, am vorbit despre UPET, am vorbit despre acea cronologie a distrugerii, despre toate acele manevre cu SC Nemo, cu Sezver, cum se numește firma aia din Rusia, și cum au pus mâna pe o halcă uriașă din inima Târgoviștei prin manevre succesive în doar un an și ceva, mai multe firme rusești fiind implicate în toată treaba asta. Știu că ai scris mult despre acest subiect, știu că ai documentat mult despre acest subiect. Ce crezi tu că s-a întâmplat de fapt la UPET din momentul privatizării și până la acest moment în care nici nu știu dacă mai putem vorbi despre UPET că ar mai exista? Păi cred că am văzut cu toți ce s-a întâmplat. Miza uriașa UPET-ului a fost de fapt terenul pe care a fost așezată această societate. Ați văzut că suntem... Nu aș vrea să spun chiar că singurul, pentru că nu chiar cunosc situația în întreaga țară, dar suntem printre puținele municipii reșinte de județ, orașe mari, care au supermarketurile în centrul orașului. Acestea sunt așezate pe terenul UPET. Dacă această societate nu ar fi fost vândută la modul în care a fost vândută, acest lucru nu ar fi fost posibil. Știți de asemenea, sau nu știu, dumneavoastră știți, nu știu că și telespectatorii, că există o poveste așa de ani de zile conform căreia acolo la UPET se va realiza un fel de muzeu al industriei, pentru că o parte din societate n-ar putea să fie dărâmată, ea fiind într-un patrimoniu industrial al României. N-am văzut niciunii până acum concret în acest sens. Mai a făcut o secție, mai a făcut exact, o secție de la o scânteie. Exact, asta vreau să spun. Probabil că se va mai fi, nu știu, vreun cutremur, vreun foc, vreun ceva, că până la urmă și această ultimă bucată care nu poate fi dărâmată legal din UPET să dispară de la sine, în așa fel încât și acea bucată de teren să poată fi valorificată de proprietar la o valoare cât mai mare. Cam asta este, din punctul meu de vedere, cam acest lucru se așteaptă. În rest, ruina unei, cum am ascultat ce spuneai despre amintirile tatălui tău, cred că sunt amintirile a 90% dintre părinții noștri, adică celor din generația mea și a ta, din întreaga țară. Zeci de mii de din oameni. Din întreaga țară. Aceeași poveste despre distrugerea unei societăți printr-o vânzare succesivă către străini, ați putea să spună și părinții, tatăl meu, care locuiește la Breaza și a lucrat la Mefin Sinaia, o societate care făcea lucruri de mecanică fină și la un moment dat ajunsese să facă ceasuri și până la urmă nici ceasuri n-a mai făcut, pentru că așa a fost vândută succesiv. Și mama mea a lucrat într-o societate la Câmpina care făcea piese pentru industria petrolieră și aceea este închisă. Deci sunt povești tot așa vândută și revândută până când a ajuns la o mână de angajați care oricum nu mai contează nicăieri. Noi deci suntem... povestea la 90% din... Suntem copii dezastru, eu spuneam așa cu amară ironie. Da, exact. Suntem copii... Apropo de treaba asta, suntem contemporani cu acest, am crescut toate cu acest dezastru în economia românească. Apropo de asta, aspectul cel mai important pe care îl vedeam eu pentru acest șir de emisiuni sub genericul cronologia dezastrului industriei României la fier vechi, aspectul social este foarte important aici. Cum a repercutat acest declin, această distrugere a UPET, care avea la un moment dat, imediat după 90, vreo 12.000 de salariați, deci 12.000 de familii. Hai nu 12, că poate erau și ambisoți în unele cazuri, nu foarte multe. 10.000 de familii, cu statistic vorbind la nivelul anului 90, 4 membri de familie, 40.000 de oameni trăiau datorită acestei întreprinderi. Jale, disperare după aceea. Cât de puternic a fost impactul distrugerii UPET-ului în județul Dâmbovița și în împrejurim? În primul rând, vorbim de impactul social imediat, acela al rămânerii fără un loc de muncă
concret și fără un loc de muncă stabil, în primul rând. În UPET sau în cealaltă societăți din industria românească, la momentul la care ele au fost închise, erau o serie, sau mare parte dintre muncitori erau oameni cu vechime, oameni trecuți de prima tinerețe, acolo de zeci de ani, profesioniști în bucățica pe care o făceau ei, că erau la strung, că erau la alt tip de mașini, că oamenii cunoșteau meseria și știau ce să facă. Principala problemă cu care s-au confruntat ei imediat după pierderea locului de muncă a fost faptul că, fiind distrusă întreaga zonă industrială sau tot ce era pe zona asta de industrie, ei nu și-au mai găsit de lucru în domeniile pentru care s-au pregătit în școlile comuniste și pe care au muncit ulterior zeci de ani. Asta a fost primul impact. Iartă-mă, s-a distrus totul pe orizontală, tot ceea da, ce totul alimenta. A fost distrus cam în câțiva ani, deci cumva concomitent. În așa fel încât majoritatea nu și-au putut găsi de lucru în domeniile în care au reușit. Eu am urmărit puțin așa ce s-a întâmplat cu, am mai stat de vorbă cu foștii angajați, știi că s-au mai făcut diverse asociații, diverse grupuri de n-au rezolvat niciodată nimic, pentru că într-o economie cum a devenit cea românească, nici nu prea aveau ce să rezolve. Cei care au reușit să au plecat din țară, s-au separat practic de familie, acestea fiind din nou un șoc teribil pentru niște oameni până la urmă, într-o societate tradiționalistă, cum a fost Rocea Română, în care, bine, devine de rău cu problemele pe care sunt cu certurile, cu alcoolul, cu ce am mai avut noi în zona noastră, totuși familiile au fost unite. Măcar seara sau dimineața se vedeau toți membrii familiei față în față și se despărțeau să meargă fiecare pe drumul lor. Asta a fost un șoc extraordinar pentru societatea românească și, evident, pentru oamenii din Târgoviște. Mai există problema pe care deocamdată nu a analizat-o nimeni și nici nu a avut nimeni din statul român să o ia nici atunci și nici acum nu mai poate să o ia în calcul, este impactul psihologic al celor care n-au reușit să sau n-au mai fost suficient de viteji, n-au mai fost suficient de pregătiți să mai plece din țară, să mai găsească ceva de lucru, să mai fie, nu știu, să mai învețe o meserie la 40, la 50 de ani și nu și-au mai găsit un alt loc de muncă, devenind practic niște victime ale societății, ale pierderii locului de muncă, stând o perioadă în șomaj, după care fiind la mâna, la mila copiilor, la rudele care le mai aveau la țară, impactul psihologic pe care l-au avut pierderea locurilor de muncă pentru acești oameni, să zici în jurul vârstei de 50 de ani, care nu aveau nici dreptul la pensie, dar nici nu mai găseau de muncă, este unul imens. Și el se vede pur și simplu în reacțiile pe care oamenii aceștia le au față de societate, față de mediul politic, de absolut tot. Sunt niște victime. Cu toții sunt. Crina, am dat voie, numai puțin, să mai comentăm un aspect. MDI TV nu a intrat în campanie electorală pentru că a decis că nu vrea să se facă portavocea unora și altora care vin și mint poporul cu televizorul, adică mai bine așa decât să fim acuzați că uite, la voi l-am văzut pe ăla care ne-a promis și nu. Dacă vor să-și facă păcate politicienii, să-și le facă singure fără ajutorul nostru, noi vrem să fim un vector care transmite informații credibile și care să se bucure de credibilitate în ochii oamenilor. Deci nu putem pronunța nume de partide sau de politicieni, însă putem vorbi despre faptul că acești oameni de la UPET au fost folosiți ca masă de manevră în jocuri de astea, cum să spun eu, cinice, de manipulare cu interese politice după 1990, chiar în prag de privatizare, dacă ți amintești tu cum era cu liderii de sindicat care atâțau oamenii să sprijine o anumită poziție politică, băi, lasă că vine la putere și ne salvează. Și au venit aia la putere și au dat pe nimic UPET-ul, da? Nu doar că nu l-au salvat. Deci oamenii au fost mințiți constant, manipulați, folosiți ca masă de manevră cu cinism, da? Și fără niciun pic de reținere, fără să gândească la familie, la copii, așa, de niște politruci de 2 lei, care mai apoi veneau și plângeau cam ca lupul din, știm povestea, da? Pe umărul caprei. Acest lucru a fost posibil exact despre ceea ce, datorită faptului pe care îl spuneam mai devreme, că totul a fost distrus cam dintr-o dată, să spunem așa, concomitent.
iar oamenii nu s-au mai putut regăsi. Și atunci au devenit într-adevăr o masă de manevrat, să spun că psihologic ar merita studiat acest fenomen, ce s-a întâmplat cu muncitorul român din școlit și care a intrat în câmpul muncii în perioada comunistă și impactul și schimbările majore care au existat după 1989 în așa numită economie de piață românească. Acest impact nu este de neglijat și sunt absolut convinsă că el a lăsat tare pentru o societate, nu pentru întreaga societate, pentru că oamenii aceștia ulterior au transmis și ei generațiilor următoare anumite lucruri, anumite idei tarate de traumele personale prin care au trecut. Este o traumă. Știți cum e, când ne uitam noi pe la televizor și vedeam traumele, nu știu, din războiul de... Da, din sindromul... Vietnam, să zicem, ați văzut că fiind soldații de acolo și nu-și mai revin niciodată. Cam așa au fost și oamenii care au muncit o viață întreagă, au știut o meserie, au avut din ce să trăiască, așa cum era societatea la vremea respectivă și dintr-o dată s-au trezit efectiv că ei nu mai sunt utili, că de aici este, aici îi aducem. Pentru că el știe, e un strungar foarte bun, să spunem, dar nimeni din România nu mai are nevoie de strungari. Bun, ca să nu mai vorbim un că atunci imediat... turnător foarte bun, nu vorbim de turnător de noi, deci în fabrică din hotel, da. Și nimeni nu mai are nevoie de meseria asta. Este un, nu știu, face cele mai exacte, cele mai bune șuruburi, dar nimeni din România nu mai produce șuruburi. Mai bine le importă, păi e la modă. Da. Crina Zanfirescu, dincolo de acest șoc traumatic sau post-traumatic, da? Sindromul post-traumatic, dincolo de aceste urmări pe termen lung, a fost urmarea directă și grozăvia, în toată grozăvia ei, a faptului că nu mai aveau cum să asigure pâinea cea de toate zilele. Asta a fost cea mai mare grozăvie cu putință. Amintește-ți că imediat după 95 până prin 2000 și un pic au fost atâtea cazuri, câte greve erau, câte greve ale dispărire. Da. Și oamenii spuneau, băi, nu avem ce mânca, nu ne mai gândim la viitor peste 5 ani, 10 ani. Mâine n-am ce să pun copilului pe masă. Și erau zeci de mii, sute de mii, milioane de familii în toată țara. Noi ne aducem aminte că suntem mai vechi în presă, ia gândește-te ultimele greve, de într-adevăr greve, pe care le-am putea numi greve, cele de la Mija, de la Mija, Automecanica, Dragomireștiu, da. Oamenii de la Mija pe jos până la Târgoviște, mai țăți aminte? Pentru că n-aveau bani să-și plătească transportul. Da, pentru că oricum pe vremea aia nu existau, cum spui tu, niște oameni în spate care să-i manipuleze, să-i ducă unde vor ei cu mașina. Erau manevrați politic. Manevrați, dar și ajutați din punct de vedere logistic. Mi-aduc aminte că venea locatelii cu oamenii lui de la Mija și cu cei care mai erau de la Morei și veneau pe jos la Târgoviște. Da, erau da. Grevele și, într-adevăr, oamenii atunci 2003, 2004, 2002, 2003, 2004, da. Exact. Veneau pe jos și mărșoluiau până la Târgoviște ca să se spună pățul, știi că niciodată nu s-a rezolvat nimic din ceea ce au cerut. Veneau din ce în ce mai, de la an la an, grevele erau mai subțiri pentru că nu mai erau muncitorii care să mărșoluiau, nu mai erau oameni, efectiv. Crina, și știi că primul efect a fost, eu am urmărit atent, primul efect din această chestiune, acest șoc industrial, a fost destrămarea familiilor și știi că primele persoane care au plecat în masă, în străinătate, au fost, de fapt, femeile. Da. Care au plecat la aceste munci înjositoare prin Europa. Căpșuni sau îngrijitoare sau temirce. Exact. Primele au fost femeile trecute de... Știți că au fost mamele, practic, la 40-45 de ani, care și-au lăsat familie și au plecat pentru că atunci se căutau îngrijitoare, femei de servici. Da, da, da. Și au plecat, au părăsit familiile, alte au fost șocuri pentru soți. Zic că e un subiect, până la urmă, de studiat din punct de vedere psihologic. Cred că un psiholog atent care ar urmări aceste evenimente ar putea să dea, poate să spunem așa, și niște soluții, dacă ar vrea cineva vreodată să le ia în cald. Da, Crina, din punctul meu de vedere, pentru că nu sunt un bun creștin și eu nu cred în iertare, nu neapărat un psiholog, cât un procuror ar trebui să-și bage nasul în treaba asta. Da, pentru că serios, asta are o altă de chestiune. Lucru. Noi vorbim de impactul social, că despre asta era... Păi da, impactul vorba, social da. Și cine a generat aceste tragedii cu repetiții. Despre impactul juridic, da, să spunem că ar trebui, nu că să spunem, chiar ar trebui. Părerea mea este că nu vom avea
prea multe soluții din punct de vedere juridic pentru aceste chestiuni în perioada următoare. Mai trece 10-20 ani și nici nu se va mai ști că a fost tupet la Târgoviște, că a fost scos, nu va mai avea nimeni de ce și cum să verifice lucrurile acestea. Okay. Adică vedeți foarte bine, acel lucru s-a întâmplat pe toată platforma industrială a Târgoviște. Da. De la Roblux, pe ieșirea pe Roblux, zona asta de la Cost Târgoviște. Saro, mai vorbește cineva de Saro? Exact. Nu mai vorbește nimeni de Saro. Ai văzut cum au venit americanii la Saro și ce s-a întâmplat? Mai vorbește de starea electrică, fie nu se mai vorbește. Ce orizont de așteptare a fost la vremea respectivă? Crina Zanfirescu... Veniți la americani la Târgoviște. Da. Au plecat cu coada între picioare și câteva milioane mai puțin buzunar. Da, chiar trebuie să încheiem, din nefericire. Îți mulțumim mult pentru intervenție și îți dorim o seară plăcută. Mulțumesc la fel. Sărut mâna. Domnule Sorin Popescu, cum spuneam, eu nu sunt un bun creștin. Eu tot mai cred că cineva trebuie să plătească pentru treburile astea. Mai este cu putință? Nu în ce măsură și pentru ce ar trebui eventual să plătească în toată această poveste cu Petru? Nu va mai plăti nimeni niciodată, au trecut prea mulți ani. Contractele astea de privatizare au dispărut, sunt secretizate, nu mai ajunge nimeni la... Și, domnule Mare, nu mai avem atâția procurori, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în ultimii 2 ani. Sunt atât de mulți răufăcători în țara asta și situații la cel mai înalt nivel încât nici măcar DNA-ul nu reușește să-i mai adune. Este o mare problemă, ne-ar trebui mulți mai mulți oameni specializați. Văd că acum se cere specializarea unor procurori care să fie, cum să zic, familiarizați cu distrugerile de păduri. Dar e prea târziu, jumătate din pădurile României s-au dus și totuși, eu aș vrea, nu știu cât timp mai avem, aș vrea să... O chestie care... Doar un minut, din păcate. Mi-a mai rămas în minte o chestie. Atunci când a venit Casian Nov la Târgoviște, am fost la discursul lui. Și el a spus așa, că dacă relațiile și povești, că sunt relații bune, că ele trebuie continuate, că nu este vorba despre investiții rusești în România care să valoreze 5 miliarde, 50 de miliarde sau 500 de miliarde, să stabilească România de ce investiții are nevoie. Și Năstase nu era acolo. Casianov era al treilea om de pe planetă ca putere din toate punctele de vedere. Năstase era prin China, își cumpăra mobilă sau nu știu unde era. Astea sunt poveștile și mai e ceva. Atunci când, imediat ce Ural Mașul ăsta a cumpărat UPET-ul, au adus în UPET niște compresoare de aer, cum n-a văzut nimeni niciodată, și o instalație de tăiat cu plasmă, care funcționează și în ziua de azi. Dar se dăduse drumul la plățile alea compensatorii și când au venit reprezentanții Rusiei și domnule, au fost luați pe sus și aruncați afară din UPET. Am fost acolo cu ei, am luat un interviu și ei au spus, domnule dragă, văd că ești interesat, ești ziarist, vrei să scrii, dar în condițiile astea noi ce putem să mai facem într-o fabrică în care toți oamenii vor să plece? Credeau că dacă iau 300-500 de milioane, că și asta a fost o mare nenorocire. Pentru că au fost manipulați politic, domnule Sorin Popescu, au fost victime ale manipulării. Dacă iau bani aia, o să stea la umbra banilor la toată viața și în câteva luni de zile banii s-au dus și apoi am văzut plângând, își pierduseră locurile de muncă și de UPET s-a ales praful și pulbere. Sunt lucruri care poate nu neapărat, dar nici nu trebuie neapărat să băgăm pe cineva în pușcărie. Ca reparație morală pentru tatăl meu, pentru părinții noștri, pentru dumneavoastră care ați lucrat acolo, domnule Sorin Popescu, pentru că haideți să vedem și ultimul carton, da? Mare acolo, pe ecran, să-l vedem. La începutul anilor 90, UPET avea peste 12.000 de salariați. De fapt, erau 13.800, mă rog, dacă vreți. Eu am rotunjit, da, 13.800, iată, și mai important această cifră, da? Acum, la umbra halelor în paragină, dacă mai sunt 80 de suflete care își câștigă pâinea cea de toate zile. 80. Da, și mai sunt vreo câțiva în sculărie. Din tot ce sculăria care avea 2.000 de oameni, da, mai are câțiva oameni. Sunt... Astea sunt cifrele care nu pot fi combătute. Mulțumesc frumos, domnule Sorin Popescu, pentru prezență. Doamnelor și domnilor, cronologia dezastrului va continua săptămâna viitoare cu alte întreprinderi și din Dâmbovița, și din Prahova, și din Argeș, și din Telorman, și din Ilfov, și din Giurgiu, și din Călăraș, și din tot sudul României, pentru că avem exemple câte fire de păr, nu eu, mă rog, câte frunze și iarbă, ca să nu cadă în derizorie această exprimare. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă tuturor. Pe săptămâna viitoare! Această emisiune v-a fost oferită de Vădan SRL.